Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul emisiunii Media 120 avem invitate două doamne, vorbim despre obiceiuri și tradiții de Paște, pentru că suntem în Joia Mare, o zi foarte importantă din această săptămână. De fapt, toată săptămâna a fost o zi importantă din punct de vedere religios, dar cred că pentru oamenii din orașul nostru și nu numai, pentru toți creștinii, a fost o săptămână încărcată. Doamna Angela Păucean, doamna Luminița Maria Dejan, prezent aici în studioul Nova TV. Luminița Maria Dejan, pentru prima dată alături de noi, interpret de muzică populară și nu numai, profesor, o să ne spună Luminița mai multe despre ea. Doamna Angela Păucean, cred că o cunoașteți cu toții, muzeograf în cadrul Muzeului Gazelor Naturale. Bine ați venit! Bine v-am regăsit încă o dată la Nova TV. Mulțumesc foarte mult și de această dată pentru oportunitatea de a fi aproape de cei care urmăresc postul Nova TV. Într-adevăr, în această săptămână atât de încărcată din punct de vedere spiritual și de altfel din toate punctele de vedere, este săptămâna mare, săptămâna patimilor, de dinaintea momentului sublim, momentului suprem care încununează această sărbătoare și vorbim aici despre învierea Domnului Iisus Hristos. Avem într-adevăr încă o dată posibilitatea să aducem în atenția urmăritorilor postului Nova TV tradițiile, obiceiurile de care suntem legați și trebuie să spun de la început că mă bucur foarte mult că astăzi alături de noi lumea s-a obișnuit să realizeze aceste emisiuni înaintea Sfintelor Sărbători. Este Luminița Maria Dejan, atât de frumos îmbrăcată și care o să vedeți, o să aibă lucruri foarte interesante de povestit și o lăsăm pe ea la momentul potrivit să ne vă prezintă surprizele. Și obiceiurile și tradițiile de Paște pe care încă le respectă cu strictețe. Dumneavoastră, doamna Angela, vă întreb ce tradiții și obiceiuri de Paște respectați, având în vedere că promovăm mereu aceste obiceiuri și tradiții. Așa, după cum spuneam și cu alte ocazii, scopul acestor emisiuni, spun eu, și prezența noastră aici este aceea de a promova, așa după cum bine spuneai, tradițiile, obiceiurile legate de fiecare sărbătoare în parte și vorbim în cazul nostru astăzi despre sărbătoarea Învierii Domnului și despre tot ceea ce înseamnă aceste zile. Promovăm pentru că este în primul rând bine și corect să ducem mai departe aceste tradiții și așa după cum vorbeam și înainte de a intra în emisie, este o adevărată forfotă în oraș, în fiecare gospodărie, toată lumea se pregătește cum știe mai bine, începând de la curățenie până la prepararea bucatelor, până la primenirea sufletului care de fapt, spun eu, ar fi trebuit să înceapă încă de la începutul postului, apoi continuăm cu spovedania creștinilor, cu împărtășania, astfel încât Lumina Sfântă să o putem lua cu sufletul curat, cu mintea liniștită, să primim acest moment așa cum se cuvine. Respectăm tradițiile și obiceiurile așa după cum fiecare dintre creștini o face. Așa după cum spuneam, curățenia în casă am făcut-o, urmează cozonaci, prăjituri, preparatele care se fac din tradiționalul miel, nu? Cei care mănâncă miel, dacă nu se servește iedul, am văzut că acum este la modă să cumperi ied, sau sigur alte bucate și nu în ultimul rând oul roșu. Oul care este simbolul acestei sărbători sfinte nu se poate să lipsească de pe masa creștinilor. Specifice, să spunem, acestei sărbători sunt, să spunem, oul, mielul,
Pasca. Și o spuneam și altă dată, în unele zone, dar acum și în Transilvania, se pregătește pască și chiar foarte bună și s-a încetățenit și aici acest obicei de a pregăti pască. Prăjituri, cozonac, lichiu pentru că în zona noastră, în această zonă. Da, oamenii țin la tradiții și noi vedem acest lucru. Sigur, ultimii doi ani ne-au făcut nu să uităm tradițiile, dar să ne manifestăm bucuria acestei sărbători așa cum o face românul de obicei. Nu a fost voie să ne întâlnim, mersul la biserică a fost restricționat, a dat Dumnezeu, iată, ca în acest an toate aceste lucruri cu care suntem obișnuiți să se întâmple. Da. Să dea Dumnezeu să, dea Dumnezeu să fie bine, exact. Și să reușim să ne bucurăm cu toții împreună, să fim sănătoși și liniștiți. Așa este. Mergem și la Luminița. Luminița, bine ai venit la noi. Poate că o să avem o ocazie în care o să stăm pe îndelete să povestim despre pasiunea ta, folclorul și muzica populară. Astăzi despre obiceiuri și tradiții. Da, bună ziua și bine v-am găsit. Bine ai venit. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, alături de telespectatori, în această săptămână și în această zi plină de emoție. Ne întâlnim astăzi să discutăm despre obiceiuri și tradiții, dar mi-ar plăcea să mai vin la dumneavoastră alături de copii. Să vedeți ce grup frumos avem și nu numai. Așa cum vă spuneam, Luminița este profesoară atât de muzică cât și învățătoare. Și învățător, da. Asta înseamnă că ai ocazia să duci mai departe obiceiurile și tradițiile românești. Sigur chiar că ai da. Cui să le transmiți prin viu grai de fiecare dată, în fiecare an. Despre ce tradiții și obiceiurile vorbești? Păi aș putea să vă spun câteva cuvinte din copilăria mea, dar aceste obiceiuri și tradiții se păstrează și astăzi. Am crescut, deci eu vin din Alma, de aici, de aproape. De aproape. Dar am avut o copilărie foarte frumoasă și aș vrea ca și fetița mea să aibă o copilărie atât de frumoasă. Părinții mei sunt fermieri și pentru noi întotdeauna săptămâna mare a fost încărcată de emoție, de multă muncă și chiar și astăzi, tot așa. Tatăl meu avea treabă cu miei, veneam la piață, după aia mergeam acasă, tăia miei, mama face în cuptor, pregătim întotdeauna drob, friptură de miel, ouă roșii și să știți că pe lângă faptul că ducem tradiția oarecum mai departe, este și o tradiție de familie, sufletească, așa, să fim alături de cei dragi. Astăzi mama mea face în cuptor cu nepoții. Foarte frumos. Și atunci bucuria nepoților de a întinde smântâna pe lichiu este enormă. Când scoate mama lichiul din cuptor, atunci cald, nici nu trebuie tăiat, îl rupe. Deci, și îl dă nepoților. Sunt niște emoții pe care aș vrea ca și fetița mea să le trăiască și să nu le uităm niciodată. Cel mai bine ar fi să nu le uităm niciodată și dacă avem ocazia să le și răspândim. Iată, da. Dacă avem bunici la țară sau dacă avem noi o casă la țară, să ducem mai departe. Sigur, tradiția da, și obiceiul românesc. Mai este și partea cealaltă, cea mai importantă. De astăzi mergem la biserică, cele 12 evanghelii. Mâine se înconjoară biserica, sâmbătă ne pregătim pentru învierea Domnului. Și atunci încărcătura asta spirituală este mai puternică decât orice obicei. Absolut. Spune-mi cum vă pregătiți voi în săptămâna aceasta? Când a început forfota, curățenia, toată... Păi curățenia, să știți că la noi începea cu o săptămână înainte, că săptămâna asta aveam treabă și avem treabă cu altele, cu bucatele și cu tăiatul mieilor și așa mai departe. Începeam cu o săptămână înainte, curățenia, covoare,
bătute afară, pe sârmă. Ștersul, așa cum făceau și bunicii noștri. Deci am putea spune că toate lucrurile sunt aproape pregătite. Aproape pregătite, da. Da. Astăzi, în cuptor deja, copiii, în moment ce noi vorbim, sunt acolo cu bunicii. Sunt la cuptor, da. Mai rămâne să mergem la biserică. De seară? Da. Când se înroșesc ouăle? Vinerea. Vinerea. În Vinerea Mare. Oarecum ne zice și numele, Vinerea Seacă, nu se face altceva, nu se coace, nu se curăță, nu se spală, nu, nimic. Se ține ca o sărbătoare și doar atât, eu așa știu. Așa mi-a zis și bunica mea, așa mi-a învățat și mama și socra, toată lumea așa respectă tradiția la noi în familie. În Vinerea Mare asta facem, în mare parte, mergem la biserică și înroșim ouăle. Astăzi mai putem face curățenie? Mai putem face. Mai putem găti. Fiecare cât poate și cât are treabă. Și cât are treabă. Da. Sâmbătă, e, de această dată, e iarăși sărbătoare. Da, se sărbătorește Sfântul Gheorghe. Și atunci nu spălăm. Deci astăzi ar trebui să terminăm... Să terminăm până la ora 12, ar trebui să terminăm tot ce avem, tot. Ce avem de făcut, cu sufletul liniștit, apoi să ne îndreptăm spre această mare sărbătoare a Învierii Domnului. O să vedem noi dacă terminăm tot sau nu, ce nu terminăm. Lăsăm așa și facem cât se poate. Ce le spui copiilor despre oul de Paște, referitor la ce reprezintă oul în tradiția noastră românească? Pot să vă spun despre înroșitul ouălor și totdeauna... Și cum îl înroșiți? Păi mergem pe rețeta tradițională, pe frunze de ceapă și punem într-un dres. Da, deci folosim metoda tradițională. Da. Tăiem dresul foarte, așa, o bucățică cât ar intra ou și băgăm acolo un trifoi cu patru foi, o frunză verde, ca să rămână, îl facem cu model. Deci îl înroșim ouăle, dar cu metoda tradițională, cu frunze de ceapă. Adunăm până la Paște toate frunzele de ceapă roșie. Și atunci la Paște, cu oțet și cu frunzele de ceapă, iese o culoare deosebită. Deci nu faceți acasă tot felul de ouă colorate? Nu, nici cu sclipici. Sângele Domnului Iisus a fost roșu când și-a dat viața pentru noi pe cruce și atunci mergem așa cum se cuvine cu tradiția mai departe. Doamna Angela, în calitate așa de păstrător, să spunem, al tradițiilor și de om care mereu ne povestește despre aceste lucruri, aș vrea să ne spuneți despre simbolistica oului, a mielului. Într-adevăr, fiind implicați, să spunem, în tot ceea ce înseamnă tradiții și obiceiuri, încercăm să aducem informațiile cât mai corect, cât mai plauzibile, așa după cum spunea și Luminița, și eu am pregătit frunzele de ceapă, pentru că, într-adevăr, vopsitul oului cu această metodă sau prin această metodă, nu numai că mie mi se pare foarte simplă, dar așa se făcea în mod tradițional. Sigur că au fost ani și copiilor acum le plac ouăle vopsite în toate culorile, cu sclipici, cu tot felul de abțibilduri pe ele, fiind atât de colorate, dar oul vopsit tradițional, plus că, mă rog, nu mai stăm să discutăm despre vopselele care sunt chimice, dacă un pic oul se crapă, intră vopseaua pe ou, este și nu mai mâncăm un ou sănătos. Exact, nu mai este atât de sănătos. După cum bine spunea și Luminița, legenda spune, nu istoria spune, că Maica Domnului s-a dus cu un coș de ouă pe care l-a pus la baza crucii pe care a fost răstignit Iisus și sângele care a curs din rănile sale care i-au fost făcute prin cuiele bătute, nu în mâini și pe picioare, a curs
pe aceste ouă și, așa după cum spuneam și altădată, dacă la Crăciun împodobim bradul ca un simbol al sărbătorii, iată acum oul este nelipsit din orice casă creștinească. Ne pregătim să avem ouă proaspete, să avem ouă pe care să le roșim și cu care știm mai departe. Ce reprezintă ciocnitul acela? Că de asta v-am și întrebat despre ou. Este în primul rând comunicarea care se produce în momentul în care, sigur, ciocnitul se produce între două persoane, fiecare cu un ou în mână, comunicarea, relaționarea și mai mult decât atât, faptul că ne urăm și prin acele apelative Hristos a înviat și răspunsul adevărat a înviat, sunt de fapt și acestea urări de bine, urări care se fac numai la Paști. Pe urmă, peste 7 săptămâni, la înălțarea Domnului, din nou se roșesc ouă, se ciocnesc și atunci se spune Hristos a înălțat, adevărat a înălțat. Este acest obicei pe care îl practică de la cei mai mici până la cei mai mari. Nu doar copiii sunt cei care ciocnesc ouă, sigur că ei sunt cei mai încântați, ci și adulții. Ouăle, pe de altă parte, se oferă în dar. Spre exemplu, dacă te duci în vizită, să spunem, sau la masa de Paște, fie primești oaspeți, fie te duci undeva, frumos este să duci un ou roșu persoanelor, tot așa, ca un, așa cum altă dată te duci, nu știu, cu o cutie cu ciocolată, în zilele de Paști, oul este principalul element. Dar pe care îl faci. L-a stropit copiii, l-a stropit, primeau ouă. Exact, nu mai și vorbim. Prăjituri. Exact, la acest obicei specific Transilvaniei, când încă de dimineață, a doua zi de Paște, copiii pleacă cu stropitul, iar mai apoi, după amiaza, spre seară, tinerii adunați în grupuri, se duc tot așa la casele fetelor, sunt, în primul rând, răsplătiți cu ouă. Apoi, astăzi se mai dau și bani copiilor. Întrebăm și pe Luminița dacă această tradiție a stropitului se păstrează la Alma. Se păstrează. Acum, când vorbea doamna Angela atât de frumos despre acest obicei, mi-aduceam aminte că copilă fiind, înroșeam câte 80-120 de ouă. Că veneau mulți stropitori. Acum facem acolo câte 30-35. Dar, și mai și rămân? Nu rămân. Mergem la bunici, ducem un ou roșu făcut de noi, mergem la naș. Unde mergem, ducem câte un ou roșu, așa cum zicea doamna Angela. Sunt niște obiceiuri care sper eu să nu se piardă niciodată. E o sărbătoare a familiei, a oarecum oamenilor. O întâlnire sufletească cu toată lumea. Să ne bucurăm împreună. Da, și cel mai frumos, deci mie imaginile astea, îmi revin acum când povestiți dumneavoastră în minte, cum mergeam noi la biserică, cum mergeam la înconjurat vinerea, la înviere, lucram toată ziua de dimineața până seara, eram obosite, numai că nu dormeam în picioare, dar aveam pantofi noi, aveam rochița nouă, cu haine noi mergeam la învierea Domnului. Luminița face parte dintr-o familie cu 4 fete. Da. Și atunci mă gândesc că cele 60-80 de ouă vopsite poate nici nu erau destule. Nu erau. Dar, întotdeauna avea mami o rezervă. Zicea că nu mai sunt, dar mai avea vreo 20 acolo ascunse pe sub un scaun pe afară, în bucătăria de vară. Și toată pregătirea, pentru că ne aducem și noi aminte de la noi ce se întâmpla în acele zile, dar într-o casă cu 4 fete, fetele se pregătesc temeinic pentru a doua zi de Paști, nu numai din punct de vedere vestimentar și a felului cum arată, ci și cu bucatele pe masă. Dacă o casă cu fete era ocolită de băieți, era nu era mare. De bun augur. Era rușine mare. Pentru că fetele așteaptă.
mai ales atunci când sunt mai mari și fetele își așteaptă ursitul, își așteaptă pretendentul, da, atunci se așteaptă. Ora ansată se mai face? De obicei, aceea cu toată? De Paște nu se făcea bal. Așteptam feciorii la stropit și asta dura mult, că venea o grămadă, dar până noaptea târziu. Balul se făcea de Crăciun. De Crăciun. 3 zile, 25, 26, 27, 7. 3 zile de... Da, am zis bine, da, cred, 3 nu? Zile așa, de Crăciun, 3 zile de bal. Dar de Paște, nu prea, nu prea. Și pentru că Luminița e alături de noi și noi știm că merge și la biserică și cântă, în această perioadă se cântă pricesne. Da. Iar vreau să te întreb ce reprezintă priceasna și dacă îți place să mergi la biserică și să cânți în această perioadă. Da, acum să știți că îmi dați emoții, pentru că priceasna reprezintă o rugăciune către Dumnezeu și fiecare... Cu emoții. Trebuie să intervin numai ca să-ți treacă emoțiile. Da. Ea este o fire foarte sensibilă și chiar nu am vrut să-ți dea lacrimile, dar spun eu asta, scoate în evidență sensibilitatea ei. O să o ascultați și cântând și glasul pe care îl are, nu poate decât să ne pătrundă la suflet și nu toți, nu, să nu spun, nu toți artiștii, nu toți interpreții pot să cânte pricesne. Și nu este indicat. Îmi cer scuze pentru acest moment. Așa cum spuneam, pricesna este o rugăciune și crescând cu mersul la biserică, în fiecare duminică, oarecum, duminicile de peste an respectă un program al priceznelor, iar Săptămâna Mare are un program desăvârșit. De exemplu, astăzi, că este joi, se cântă Era seara liniștită, da? Deci cina cea de taină. Cina cea de taină. Da, vinerea, ori priceazna mergeai cu crucea în spate, povestesc, deci fiecare priceaznă povestește din Săptămâna Mare, povestește ce s-a întâmplat, drumul lui Iisus pe care l-a parcurs. Sau era odată o tainică grădină, tot mâine seară. Și atunci, pentru mine, având în vedere că nu le consider cântece, ci o rugăciune, au însemnătate aparte. Da. Doamna Angela, dumneavoastră, din folclor, ce ne spuneți despre priceazna? Când a apărut priceazna prima dată? Da, aș întreba dacă se cântă în mai multe zone, nu doar în zona aceasta noastră. Din punct de vedere al apariției pricesnei, așa după cum spunea Luminița, sunt rugăciuni cântate în biserică și nu aș putea să spun precis când a apărut. Etnomuzicologii pot să spun asta, dar mi-ai ridicat mingea la fileu și trebuie neapărat să mă documentez. Dar... este, așa după cum spuneam, o rugăciune cântată, o rugăciune pe care o cântă în biserică cântărețul sau mai mulți cântăreți și împreună cu acesta și întreaga biserică sau cine își dorește. Prin aceste imnuri de slavă, dacă aș putea să le spun așa, aducem slavă lui Iisus și la un moment dat există o rugăciune în timpul slujbei în care preotul se roagă pentru enoriași, pentru cei care fac parte din comunitatea bisericii, pentru toată lumea, pentru pace în lume și pentru cei care aduc cântări Domnului, pentru cei care aduc slavă lui Dumnezeu prin aceste pricesne. Și atunci este și la biserică o atmosferă aparte, absolut sublimă, exact, o atmosferă aparte, după cum foarte bine spunea Luminița în această seară, fiind seara celor 12 Evanghelii,
priceazna nu lipsește și se vorbește acolo despre seara liniștită, cina cea de taină, iar mâine seară sunt cântările specifice prohodului Domnului. Mâine este zi de doliu, zi de post negru și zi de rugăciune. Să vă întreb așa ca să îi treacă și luminiței emoțiile. Ce nu se face? Sunt superstiții legate de aceste sărbători? Ca de fiecare dată și la orice, la orice sărbătoare, în zilele de Paște, pentru că vorbim despre prima, a doua zi, a treia zi de Paști, desigur nu se lucrează, nu se face lucru de niciun fel, este la fel cum nici în Vinerea Mare, după cum spunea bine Luminița, sunt zile de petrecere, sunt zile în care slăvim învierea lui Iisus, ne bucurăm de acest moment prin orice mijloace, ne întâlnim cu familia, ne întâlnim la masă și trebuie să o spun și pe această cale că duminică invităm pe medieșeni începând cu ora 11 pe strada Stejarului unde se ține jocul tradițional de țuru. Cred că este un obicei specific. Un obicei specific și unic, doar aici la Mediaș se întâmplă și iată, chiar dacă este ziua de Paște, oamenii se întâlnesc pentru că încă din 1926 se practică acest joc tradițional de țuru și medieșenii știu despre ce este deci, vorba. Duminică. Duminică de la ora 11. Ne întâlnim la țuru. Plus că jocul de oină, jocul de țuru, este însoțit de un spectacol de jocuri și dansuri populare. Iată, deja este prima zi de Paște, avem voie să cântăm, să ne veselim pentru că a înviat Iisus. Deci asta spuneam, sunt zile în care nu lucrăm, în care ne bucurăm de această veste, ne bucurăm de tot ceea ce familia a pregătit, de întâlnirea cu familia, cu prietenii, să dea Dumnezeu ca toți să avem sănătate și să putem petrece cu bine sărbătorile și din acest an. Da. Fiecare zonă, regiune de la noi din țară are obiceiuri specifice. Uite, eu mă gândesc aici la oină, nu am mai citit nicăieri despre acest obicei. Am văzut, îmi plac obiceiurile din Bucovina și mă gândesc la încondeatul ouălor. Apoi mergem în Moldova la, nu știu dacă e neapărat o superstiție, în dimineața următoare după noaptea învierii se pune un ou roșu și unul alb într-un bol cu apă ce trebuie să conțină monezi, copiii trebuie să clătească fața cu apă și să-și atingă obrajii cu ouăle pentru a avea un an plin de bogății. O altă tradiție de pe malurile Prutului cere ca oul de Paști să fie mâncat, iar cojile să fie aruncate neapărat pe drum. Foarte câte obicei, atâtea bordee. Exact. Este vreun obicei pe care, să spunem, nu-l mai păstrăm noi astăzi și nu mai știm de el, la care tu te gândești cu drag din copilărie? Să știți că nu. Așa cum am crescut... Așa ai încercat să insufli mai departe și copiilor? Sigur că da. Și să așa... păstrați de fiecare dată? Așa simțim în fiecare an să ducem mai departe. Nu neapărat... Dar mergeți la stropit? La stropit, noi așteptăm, suntem fete. Deci așteptați așteptăm și... stropitori. Nu mergem. Merge soțul? Soțul merge, trebuie deci să meargă. Trebuie să meargă, dar noi stăm acasă cu minți, așteptăm. Și așteptați stropitori. Sigur că da. Și pentru că Luminița este aici alături de noi, nu vă mai reținem. Eu spun să cântăm, să ne cânte Luminița o priceasnă, două priceasne. Cât consideră Luminița că... Da, poate. Cu mare drag și aș începe chiar cu priceasna care se cânte astăzi. Înainte de toate, aș vrea să le spunem telespectatorilor sărbători fericite, cu lumină în suflete, liniștite, să ne revedem cu bine după toate aceste sărbători. Vă dau și dumneavoastră. Mulțumesc! Sărbători cu bine, sărbători cu multă sănătate, să petreceți mai înainte de asta, să luați Lumina Sfântă a Învierii, care să vă însoțească până anul viitor, în aceeași perioadă când sărbătorim Paștele. Așadar, Paște liniștit!
era seara, liniștită, cu cerul senin, când fucina pregătită, Fiului divin. El veni cu ai săi la masă, la locul gătit. Și cu o voce duioasă astfel le-a vorbit: fraților, sosit-a ceasul să ne despărțim. Voi să nu pierdeți curajul, căci iar am să vin. Dar vă spun mai înainte, pentru ca să știți că din voi unul mă vinde pe 30 de arginți. Atunci toți se îndreptară către învățător și pe rânse întrebară, care-i trădător. Când veni rândul lui Iuda, întrebă și el: nu cumva oi fi eu, Doamne, Fiul cel mișel? Tu ești Iudo, zise Domnul, du-te mai curând. Iată cum sosit-a ceasul să faci ce ai de gând. Atunci el îndată merse către acel sobor, unde așteptau cu sete al Domnului omor. Acolo-și vându stăpânul Iuda cel mișel,
țarnic, îl trădă pe el. Și printr-un sărut fățarnic, îl trădă pe el. Pe drum cu spini încununat, cu crucea-n spate îndurerat, Iisus iar merge iar. E cal și crucea este grea, îi curs odori pe fruntea sa și spinii-l dor amar. El în tăcere urcă dealul și ușurel își bea paharul ce i-a fost dat să-l bea. E cal și crucea este grea, îi curs odori pe fruntea sa și spinii-l dor amar. Dar pentru cine rabdă toate, gândește-te, iubite ferate, gândește până ești viu. E cal și crucea este grea, îi curs odori pe fruntea sa și spinii-l dor amar. Că nu știi azi ori, mâine poate, te va lua cumplita moarte și atunci va fi târziu. E cal și crucea este grea, îi curs odori pe fruntea sa și spinii-l dor amar. Și spinii-l dor amar. Sărbători luminate și Paște fericit, dragi telespectatori! Thank you.